Bună seara tuturor! Vă mulțumesc că participați în număr așa mare la festivitatea de premiere a Asociației Județene de Sport Columbofil Prahova, ediția 2022. Încă o dată sunt mândru de acest proiect, care a fost un proiect de suflet, și anume punerea unor baze legale privind dezvoltarea și promovarea sportului columbofil la nivelul județului Prahova. Totodată, această festivitate este ultima festivitate desfășurată în mandatul meu de președinte. Astăzi au avut loc alegeri, iar pentru funcția de președinte a fost ales domnul Crețu Ovidiu. Vă rog să-l aplaudați și să-l invit lângă mine. Un băiat tânăr, un băiat cu perspective. Am ținut neapărat ca funcția de președinte să fie luată de un membru tânăr și chiar acest membru care îl avem și președinte CNSL la Federație și a depus candidatura și m-am bucurat foarte mult. Totodată la funcția de promovare și imagine a Asociației Județene de Sport Columbofil Prahova avem o domnișoară și a depus candidatura și a fost aleasă. Mă bucur să vă prezint, este doamna domnișoara Lupșa Bianca, o invit și pe aia în față. Domnișoara Lupșa va promova Federația, o domnișoară foarte frumoasă și care știe să vorbească, pentru că întotdeauna a fost alături și de clubul meu, știe poate tot ce credeți dumneavoastră și tot ce nu știți unii dintre dumneavoastră, adică să formeze ceasuri, să facă clasamente, să bage porumbei în program, să scoată porumbei din program. Mă bucur că Asociația Județeană a reînnoit cu o echipă tânără. Și o să dau cuvântul domnului președinte să vă spună și dânsul câteva cuvinte și doamna Bianca la fel. Domnișoara Bianca, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule Stan Marian. Bună seara tuturor. Mă bucur să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Nu o să vă spun prea multe. Unii dintre voi mă cunoașteți deja. O să duc în continuare această asociație. Încerc să mențin ceea ce a fost făcut și încerc să îmbunătățesc pe cât de mult posibil. Sper să fie pe placul tuturor și să fim cât mai uniți în acest sport. Este foarte frumos. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Mă bucur că am primit această funcție și sper să mă descurc foarte bine în continuare și să fiu alături de Ovidiu și de toți ceilalți membri, să putem să facem activitatea bună în continuare. O să preiau eu acum din nou, sau cum vreți dumneavoastră să credeți, pentru începerea decernării trofeelor la nivelul județului Prahova. Vreau să felicit de pe acum toți câștigătorii. Sunteți într-un număr foarte mare. Sunt foarte impresionat că de data asta au apărut și doamne și domnișoare. Așa este frumos, la o festivitate, o dată pe an, să fim cu toți uniți. Pentru că acest sport ne-a unit, sunt membri din toate colțurile județului, inclusiv de la Câmpina, de la Dumbrăvești, de la Măgureni, de la Băicoi. Știți foarte bine că Asociația Județeană de Sport Columbofil Prahova s-a extins și are un drum netet, un drum care este pus cu multă sudoare și care până acum s-a realizat și s-a împlinit toate obiectivele propuse. Eu mă bucur foarte mult că a fost proiectul meu de suflet, mă bucur că m-a sprijinit, mă bucur că în acești ani a fost alături de mine și totodată îmi cer scuze față de dumneavoastră dacă uneori am fost mai dur cu unii dintre dumneavoastră sau dacă toate alegerile mele care le-am făcut nu au fost pe placul tuturor. Așa este atunci când deții o funcție de președinte sau orice funcție, trebuie să-ți asumi niște responsabilități și uneori aceste responsabilități care ți le asumi se întorc împotriva ta, pentru că nu întotdeauna, știți foarte bine, concursurile de sport în columbofilie și de sport columbofil nu sunt atât de reușite pe cât ne dorim toți. Dar asta este sportul, întotdeauna cel mai bun columbel ajunge acasă și pentru asta am clădit Asociația Județeană de Sport Columbofil, pentru a obține porumbeii cei mai buni la clasa sport. Vă mulțumesc încă o dată și o să trecem la festivitatea de premieră. Mulțumesc!